Acum momentul adevărului. La ce ajungi de aici ca să știu ce iau? Bună dimineața, era să răstorn și eu cafeaua. După ce Alina și-o pus-o în brațe, eu o puneam pe podea, era magice. Da, e luni dimineața, pozitiva mea. Avem aici ședință, dacă ai auzit pe oamenii lui Alina vorbind pe fundal, ei sunt. Avem croasante de la Rostera și cafea de la Rostera. Alina are și pe tricou și pe jos a fost. Ava încearcă să evadeze pe ușa afară, da. Asta este Ava. Și eu mă chinui să funcționez. Așa bună e crema asta, să mă rea. Ai ciocolată albă, era mai bună. Mă! Bun. Sorin, parola nu merge, dar să cred că ai expirat. Ți-am spus, ne ocupăm. Sorin, parola a expirat. Este momentul să mă uit la cadouri. Și a fost ziua mea. Și am primit o grămadă de cadouri. Și acum le vom vedea pe toate. Mai întâi să transfer dintr-o parte în alta muntele de lucruri. Aici să avem cadouri. Neîmpachetat, pentru că să nu mai discutăm despre asta, că a fost pălăcărită suficient. O pălărie gigantă de la Pandaxia. De la Alina și de la Dana. Uite-ți-o lăsat și bilet, Alina. Share, Alina, să o purtați cu bucurie, gânduri senine și zâmbet în toate oglindirile. Vă mulțumesc pentru că sunteți motivul datorită căruia noi continuăm. A trevit Cosmina Nicolescu, designer. Fantastia. Am scos factură. Chiar contează. Nu știu dacă chiar așa brut. Mamă, cât e de cool. E chiar între. Asta se pune așa, practic. Vezi? Și stă pe cap așa. Și l-am pus-o cu spatele în față. Ava! Uite la mama, uite. Ciao! Alicia, tu și Ali, ciao! Uite ce pălărie are mami, da! Da! Uite ce pălărie! Mama, dar părăie de acum nu ajută. Mamă! Este prea cool! Și ce ziceam cu mami, că dacă o porți când ești la volan, dă-l-o ăla din brata! Nu pot la volan! Da, iubito! Da, pălărie! Trebuie să facem cadouri împreună? Mai să fii și tu aici? Hai să vedem ce am mai primit cadou. Uite, aici avem de la Maigheișa, de la Diluș. Ia uite, Sakura. Da. Da. Așa, vei tu punga. Oh, frumos, frumos, vezi? Foarte da. Frumos. Vrei să-l desfacem? Hai să-l desfacem, că o să-l și părăsați cu mama de acum încolo. Asta este un parfum pe care m-aș adori foarte mult. Da. Așa, uite ce frumos arată, uite, desfacem așa, da, bebeava, așa, uite, hai că-ți arată mami, uite, și așa arată, uite ce frumos e, vezi? Și miroase super frumos, da. Vrei să pap? Nu păpăm asta. Nu păpăm asta. Îl băgăm înapoi în cutia lui. Da? Bun. Așa, 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 așa. Bine. Așa. Îl punem aici. Ia să vedem aici ce avem, Ava. Aici. I need vitamin C. Și eu. Oh. Uite ce-o primi, mami. Da. Vezi?
Este un tablou, I need vitamin C. Și mama are nevoie de vitamin C neapărat. Și aici mai avem... Să vedem ce mai avem aici. Niște cercei frumoși, uite ce cercei frumoși. Uite. De la ce? De la Piri. Astea sunt de la Piri. Da. Și aici mai avem, uite că mai avem Ava, uite. O eșarfă frumoasă. A, nu, este o bluză gen poncho pentru plajă. Da, uite ce frumos e. Pentru vitamin C. Pentru vitamin C, totul este de mers la mare. Da. Da. Foarte frumos, mulțumim, Piri, mulțumim. Le băgăm aici înapoi, da? Ca să le aranjeze mama după aceea, să fie puțin mai puțin haos. Asta nu-l mai băgăm acum. Le băgăm parcum aici, da? Bun, hai să vedem ce mai avem. Aici avem... O lampă solară, uite. Un bolovan cu bec. Da, de la Andrei. Mhm. Da. Da, da, da. Punem aici și o carte. Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Știi tu cartea asta, mama? Știi? Da. Așa, hai că punem și cartea aici. Hai că mai avem. Asta e de la Buna Șerica. De la Buna Șerica avem un tricou. Un tricou cu Sugar Mami. Wow! Sugar Mami. Știi cum i-am tradus la Buna? I-am zis o dulceață de mamă. Și a ce-a zis? Și a zis, da, o traducere liberă, mamă șucară. La bună ta! Făcea numai nerozivă, trebuie. Bun, și aici, ia să vedem ce mai avem. De la Cristina și de la Florin. Uite, avem și pentru bebe Ava. Uite, uite, ce frumos. Da. Un tricouț. Îți lăsăm de la Florin, nu? Nu știu prost. Da. Și aici, o, pijamale pentru mama. Super, și așa n-aveam cu ce să dorm. Pijamale pentru mama. Uite, suntem, putem să fim prieteni. Suntem mini friends. Wow. Suntem Winnie friends, de fapt. Winnie, da, da. Așa. Și mai avem, mama, uite. Mai avem un parfum. Joyce Rose. Da. Și mai avem... o lumânare. Mamă, ce faină lumânare asta. Mhm. Foarte faină lumânare, mami. Uite, uite cum arată. Așa. Mulțumim, mulțumim. Și mai avem, ce mai avem aici? Ciocolată cu alcoale. Asta o desface tu și Ali acum, să păpăm niște ciocolată de asta. Nu tu și Ali, ce zici? Tot aici, în partea la cameră, e întotdeauna cineva. Că le punem înapoi aici, așa, ca să le putem duce sus. Da, pantalonii lui mama. Ce ca o mamă șucară. O dulceață de mamă sau mamă șucrană. Îmi sună, te mulțumesc, că după crede. Apa! Sună, să sună, nu-i dăm lua Ava. Nu-i dăm lua Ava ciocolată cu alcool, cu atât mai mult. Spălăm, vezi ce frumos e. Da, e foarte frumos. Îl punem la spălat al lui Ava. Da, stai să-ți fac părul, că nu-mi place când îți stai așa pe mijloc, că zici că ești un fel de Hitler. Și mai avem ultimul cadou de la nașii tăi. Ia să vedem ce avem aici. Avem niște macaruni. Ba nu, uite, avem ochelari de soare, mama. Yes! Ochelari de soare, ochelari... Wow! Ce fain. Deci nașii tăi m-au nimerit maxim. Uite-te cum e, mama. Așa, care au și acest foarte frumos etui de macaruns. Și așa nu mai lua mama, nu mai avea mama ochelari noi, de nici nu mai știe de când. Așa, și ce mai avem aici, Ava? Hai să vedem, să vedem. Uite. Wow, niște cercei cu pisici! Cercei cu pisici, cercei cu pisici, mulțumim, mulțumim. Da, și mai avem și pentru bebe Ava ceva. O rochiță vai, ce drăguță îi! Uite, bebe Ava. Ia uite, ai primit și tu. Uite, ai primit la rochiță drăguță. Uite ce drăguță ai, uite. Uite. Wow.
Da. Da. E bine așa. Bun. Astea sunt cadourile, mama. Și de la Tuși și de la Bunu, de la Tuși, doamne. De la Buni și de la Bunu, avem două cărți acolo în spate. Behind the scenes. Da. Și acum să începem să facem ordine. Ne-am listat cu cadourile, începem să facem ordine. Rog cu Alina că mi-a adus aminte, m-a întrebat, astea sunt toate cadourile? Zic eu, da, dar de fapt nu, mai am acest stroller super drăguț, care l-am de la Cam și de la Alin, este de la French Bull și este super și destul de mic. Mami când a văzut trollerul zice, ai, m-a luat Ava troller. Nu, mi-a luat bia, adică am primit cadou. Eu. De la Mega. Așa. De la Mega? Da, e fain. Deci bine, e super fain. L-am văzut ieri, Mega. Și numai bine, gândește că dacă mergem în cărtoare, nu mai trebuie să mâncați cu Giordano. Practic, bag toate în asta și ceau. Mulțumesc. Bună zi. Baby boom, adărâm aici magneții de zor. Ca să-și facă de lucruri, am pus magneții care erau dărâmabili aici, mai jos. Și văd că îi place destul de mult. O să-i cupăr niște... ceva fructe, litere, habar n-am, să opresc ăsta, poate cântă pe foc. Taci. Bun. Și se joacă aici. Și de jos, și eu îi mai pun la loc. Și îi place. Da. Oficial am intrat în acea epocă a lui Baby Ava, când trebuie să am grijă la picioare, pentru că jur când îmi dă cu rotobilul ăsta peste picioare, mă bate cuc într-un ultim hal. Aici am făcut un mic happy corner în care să se joace ea, i-am pus magneți care nu se sparg și... Cred că mi-am arătat de dimineața, Barnau, pentru că de dimineața nu era foarte funcțională, dacă mi-am arătat, asta este, ea mi-a adăugat unul ca să aibă 5-6, că unul e jos, ăla nu-i place oricum, pentru că nu poate să leacă lumea, așa, dar ideea este că are rotobilul ăsta, bă, și când vine cu el înspre mine și împaletează câte una peste picioare, vine să mă urc pe pereți, deci, da, there's that, și acum, pace. Am primit un cadou de la Claudia, de la Plăiuț. Stai să văd cum ridic copila de pe el. Ava! Stai să vedem ce am primit aici, mama. Ia să vedem. Ia ce drăguț, este ghidul de buzunar. În primul rând, te rog să nu mănânci ăștia. Așa. La mulți ani frumos, dragă Andra. Sper că acest mic cadou să readucă bucuria zilei tale de naștere, cu toate că a întârziat puțin. Ce frumos! Cu drag, Claudia! Mulțumesc, Claudia! Aici avem niște postcards. Marcau cu Plăiuț. Ia ce faine sunt! Uite cu Timișoara. Deci, astea una o să știți mie. Că rău nu mâncau ăștia. Unde? Unde e unul? L-ai înghițit? Cred că nu l-ai înghițit. Că nu de mâncare, mama. Așa. Și aici mai avem. Să vedem, vedem. Yes! Asta a fost favoritul meu. Casa Brook. Da. Să se cumpăr o ramă frumoasă și să-l pun pe perete. Deci, mulțumesc, Claudia, ești așa o scumpă. Și de asta o să meargă pe vlog, bineînțeles. La fața, pentru că sunt puțin despuiată și pentru că nu mai pot de cal, practic. Așa, și pentru că o să mai văd și de copila asta. Care nu știu ce face acum, deci de asta să vă las. Bun, deci după ce n-am mai filmat de două zile, pentru că, hei, de ce aș mai filma ceva, că nici nu facem vlogging nou. Așa, astăzi am venit la pensiunea Anet împreună cu Flavius. Să sărbătorim 4 ani de căsnicie și la un eveniment privat, practic privat, vorba mine, la un eveniment, nu știu dacă e privat sau nu, știu destul de puține chestii despre el, adică asta am avut vreme să țin minte, pentru că, na, copil. Practic și habar n-am unde ar trebui să ajungem acum, deci până mă dumiresc puțin. Mai bine mergem la recepție să întrebăm. Până mă dumiresc puțin, o să vedem după aia, o să fac și un tur frumos și o să vedem ce și cum pe aici. Bun, deci pe Flavius l-am obosit. Deja am făcut baie prima tură și acum știam sigur că nu este nimeni la vestiar, că altfel mă fiind așa cu camera. O să vă arăt rapid un tur de spa pe care trebuia să-l fac înainte, dar m-am luat cu altele detalii. Așa, world's worst vlogger.
Și soțul meu. Mai poți? Cam așa arată bazinul principal. Practic. Și longurile. Zăpul. Așa, cred că s-a aburit puțin ecranul. Așa. Aici va fi un masaj turcesc, cald. O adevărată nebunie. Deci masa asta mi se pare vis. Aici avem o saună. Care arată cam așa. Așa. Aici și-a bazinul. Bun. Și aici avem hidromasajul. Încă o saună. Sare de Himalaya. Arată superb. Hidromasajul. Uai, wow, este chiar foarte cald. Da. Și e foarte bine. Superb. Practic, fiind spus, asta este un tur foarte, extrem de rapid al spa-ului. Și o să scriu despre el. Poți vezi, liniștit. Chiar o să scriu despre el pe vlog, bine, pe vlog, bineînțeles. Pentru că e foarte fain și chiar sper să mai venim. Ce să văd cum facem cu apa, pentru că la spa nu e voie copii. La strand afară, da. Dușurile emoționale. Ești emoționat? Flavius, ți-a plăcut aniversarea noastră la spa? Mai vrei să mai aniversăm împreună? Ne luăm. Mama! La ce nouă dăm mijloc de motorizare? Ce meșterești tu acolo, mama? Ai să observați ăla. Da! S-a auzit portița! Bau! Cucu! Bau! Salut! Vai! Vai! Ai câtă boarnă? Ce? Era o boarnă mare. Tu, ce faci? Mânciar, bă! Aba! Ceau, ce faci? Ciao. Ce face tati? Ture, vezi? Face ture. În pământ cu tine. Ia-l ca o argreață s-o face.